Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre... Oh, nu! Am uitat despre ce vorbim! Dar, din fericire, am făcut un pas de la această temă și o să rugăm pe Matei și Cristi să ne ajute să-l facem! Wow, ce distractiv e! Vă învăț cum se face puzzle-ul? Dacă da, pentru puzzle-ul nostru avem nevoie de un cuter, două bucăți de carton de același fel și două pensule. Pentru început, va trebui să desenați pe o bucată de carton o șopârlă. Eu am desenat-o așa. Acum, cu cuterul nostru, o să o tăiem. După ce o tăiem cu cuterul, o tăiem în cel puțin 4 bucățele. La următorul pas, vom lipi primul carton de al doilea. După cum vedeți, am pus ambele cartonuri și am pus și câteva accesorii. Acum e gata puzzle-ul nostru! Când le amenință vreun pericol, șopârlele își lasă coada în mâinile urmăritorilor și se ascund în desișul copacilor. Operația aceasta nu rămâne fără urmări, deoarece coada îi servește șopârlei drept sprijin și cârmă. Cu timpul îi crește o nouă coadă, astfel că durerea pierderii este de scurtă durată. Coada șopârlei prezintă interes și prin faptul că îi servește nu numai drept sprijin și cârmă, dar constituie un depozit de grăsime, precum o cocoașă pentru cămilă. Când are destulă hrană, șopârla își depune grăsimea în coadă, pentru zile negre. Și versetul nostru de astăzi este de la Tit 2 cu 11 până la 13. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Din acest verset învățăm să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești, ceea ce înseamnă că trebuie să ne debarasăm cu totul de ei. Ca și șopârla, ea jertfește coada ca să poată să-și scape viața. Noi la fel trebuie să ne jertfim unele lucruri pământești ca să avem parte de cer. Și acum la încheiere doresc să vă spun că data viitoare vom vorbi despre... Voi să ne spuneți despre ce! O să apară pe ecranul digitale, iar voi trebuie să scriți în comentarii răspunsul. Ne revedem data viitoare!